Astăzi am ales exercițiile pentru piept și veți vedea tot ceea ce se folosește și tot ceea ce este considerat de către sportivii de performanță a fi mai eficient și mai important de făcut pentru această grupă musculară. După cum vedeți la Marian, care este lângă mine și care mă va ajuta în exemplificarea acestor exerciții, principala mișcare este de aducere a mâinilor din spate spre în față. Avem diferite exerciții cu gantere, cu bara, cu aparate, cu scripeți. În esență, vom face atât exerciții de bază, cât și exerciții de izolare. Avem la această grupă avem originea mușchiului pe stern și pe claviculă și inserția pe humerus. Să trecem la treabă. Prin modificarea înclinării planului față de orizontală, efectul exercițiului este mai pronunțat asupra părții superioare a pieptului, comparativ cu varianta efectuată pe plan orizontal. În rest, indicațiile de la exercițiul similar efectuat pe plan orizontal sunt valabile și în acest caz, adică trebuie să urmăriți executarea unei mișcări cât mai ample a coatelor față de planul trunchiului, adică să coborâți cât mai jos coatele. Ideal ar fi ca pe măsură ce ganterele urcă să descrie un arc de cerc, nu o linie dreaptă. Acest exercițiu se adresează părții inferioare a pieptului și este unul de bază pentru această zonă, alături de altele cum ar fi împinsul cu bara de pe plan orizontal, flotările la paralele și împinsul cu gantere de pe plan declinat. Și în cazul acestui exercițiu trebuie să urmăriți executarea unei mișcări cât mai ample a coatelor față de planul trunchiului, adică, după cum știți deja, să coborâți cât mai jos coatele. Ideal ar fi ca pe măsură ce ganterele urcă să descrie un arc de cerc și nu o linie dreaptă. Acesta este un exercițiu de izolare care acționează asupra părții superioare a pectoralilor. Important de reținut este să ținem coatele ușor îndoite pentru a evita accidentarea acestora și să coborâm brațele în jos doar atât cât simțim că mișcarea este confortabilă. O coborâre prea accentuată a brațelor întinde foarte mult mușchiul pectoral și poate genera accidentări în această zonă. Exercițiul precedent, acțiunea se concentrează asupra pectoralului inferior. Mișcarea nu trebuie să fie exagerată de amplă în jos, deoarece se pot produce accidentări. De asemenea, este bine de urmărit ca mișcarea să fie într-un arc de cerc și a se evita cât mai mult implicarea tricepsilor. Bară de pe plan înclinat este un exercițiu de bază ce se adresează părții superioare a pectoralilor. Riza trebuie să fie mai largă cu aproximativ 10-20 de centimetri decât lățimea umerilor, iar bara trebuie să atingă pieptul în apropierea gâtului. Înclinarea optimă a băncii este de aproximativ 30 de grade. O înclinare mai accentuată a acesteia către 45 de grade va face ca o prea mare parte din efort să fie preluată de mușchii deltoizi și tricepsi în detrimentul pectoralilor. Vă recomandăm să lucrați întotdeauna cu un partener care să vă poată ajuta în cazul în care la sfârșitul seriei rămâneți cu bara pe piept din cauza epuizării.
Împins cu vara din culcat pe plan orizontal. Este un exercițiu care se adresează părții inferioare a pieptului și este unul de bază pentru această zonă, alături de altele cum ar fi împinsul cu gantere de pe plan orizontal, flotările la paralele și împinsul cu gantere de pe plan declinat. Bara trebuie să atingă pieptul în zona de mijloc a acestuia pentru a implica un număr cât mai mare de fibre musculare ale pectoralului. Aveți grijă însă să nu vă cambrați prin ridicarea feselor de pe bancă și să nu loviți pieptul cu bara, fapt făcut frecvent de începători cu intenția de a folosi greutăți mai mari. Aceste două greșeli pot duce la accidentări serioase. Exercițiile la acest aparat, numit pec deck, izolează cel mai bine dintre toate exercițiile mușchiul pectoral. El nu este din această cauză un exercițiu potrivit pentru creșterea masei musculare, dar este unul excelent pentru tonifiere, foarte popular printre cei care fac fitness, neurmărind dezvoltarea accentuată a musculaturii. Vă recomandăm să lucrați cu greutăți mici și repetări multe pentru a beneficia la maximum de caracteristicile acestui exercițiu, din moment ce oricum nu puteți construi masă musculară cu el. Acest exercițiu se încadrează în categoria celor care izolează mușchiul. Se adresează părții laterale a deltoidului pentru partea anterioară și posterioară, existând alte exerciții specifice. Există o puternică tentație de a folosi o mișcare din picioare pentru a crea inerție și a folosi greutăți mai mari, dar acest lucru ar duce la reducerea efortului depus de deltoizi și de aceea trebuie evitată această tentație și să încercați să lucrați cât mai corect.